Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Au fost altercații la ședința de judecată în cazul lui Gheorghe Petic. Acesta a fugit din sală și a fost înconjurat de susținători, iar poliția a încercat să-l ia cu forța din mulțime. Deputatul independent Viorel Melnic a renunțat la mandat. Acesta spune că nu își mai vede rostul în Parlament. Vlad Filat recunoaște că a primit cadouri de la Ilan Șor și susține că Vlad Plahotniuc a beneficiat cel mai mult în urma furtului miliardului. Ce alte declarații a făcut în interviul pentru Lorena Bogza vedeți în jurnal. La o ediție specială a emisiunii Profunzime seara, chiar dumneavoastră mi-a spus următorul lucru. Nu cred că fizic reușesc. Fiați atunci că veți fi arestat? Era deja evident. Doi moldoveni s-au stins în regiunea Odessa după ce vehiculul în care se aflau s-a ciocnit cu un vaz. A fost scandal la Curtea de Apel. Nemulțumit că nu a fost eliberat din arest, Gheorghe Petic a fugit din sala de judecată. Polițiștii au încercat să-l rupă din brațele susținătorilor și să-l încătușeze, însă oamenii au opus rezistență. Spiritele s-au calmat când Petic a primit garanții că mâine va avea loc o nouă ședință. Alineatul 2 Cod Penal Republicii Moldova se respinge ca fiind inadmisibilă. Încheierea nu este susceptibilă căilor de a da rezultat. După ce a sărit peste banca de acuzații în brațele oamenilor care au venit să-l susțină, polițiștii au încercat să-l încătușeze pe Petic, însă protestatarii au opus rezistență. Înconjurat de susținători, acesta a ieșit pe scările de la intrarea în curtea de apel. Oamenii au scandat mai multe lozinci. La un moment dat au fost altercații între polițiști și manifestanți. Uitați-vă așa, este lege scrisă, expres, în legea numărul 288. Ulterior, la fața locului au venit mai mulți deputați care au discutat cu Petic și cu apărătorii acestuia. Eu am din nou luni acolo stau în bază unui dosar fabricat. Eu toată ziua mă întreb, pentru ce stau eu la pușcărie? Fiecare zi mă întreb. Domnule, au fost 9 luni. Scandalul a pornit după ce judecătorii au respins solicitarea avocaților de a le elibera pe fostul polițist. Apărătorii spun că ședința de astăzi a fost amânată pentru ziua de mâine, când vor cere recuzarea magistraților. Totodată au precizat că Petic nu trebuie să fie tras la răspundere pentru faptul că a părăsit sala de judecată. Eu nu aș califica asta ca o evadare de sub strajă. Fiind faptul că sunt niște emoții, eu sper că Gheorghe Petic o să revină în instanță, o să revină sub escortă și o să ne prezentăm mâine în instanța de judecată la ora 11 pentru a mai soluționa, a mai face, a mai repeta încă o dată demersul cu privire la măsura de primare arestul. Sperăm că de data aceasta vom fi auziți. După ce a fost anunțat că mâine va avea loc o nouă ședință, Petic s-a predat oamenilor legii și a fost dus în penitenciar. Mai departe, eu nu pot face un pas pentru că sunt polițist și sunt un om al legii. Un pas făcut mai departe, aș putea să încalc legea și să-i dau apă la moară celor care se uită acolo de sus. Ca să aibă Pleșco. Ca să aibă ulterior să aibă ulterior ce toca la morile lor de la publica canal 2, canal 3. Procurorul de caz a plecat de la ședință și nu am reușit să aflăm poziția lui față de acțiunile fostului polițist de frontieră. Gheorghe Petic a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru viol. Ulterior, pe numele său a fost deschis un alt dosar, în care este învinuit că în 2014, pe când era polițist de frontieră, ar fi amenințat cu un Kalashnikov mai multe persoane într-un local din raionul Taraclia. În ambele cazuri, el se declară nevinovat. Vlad Filat recunoaște că a primit în dar câteva mașini de la Ilan Șor și că a zburat pe banii acestuia, dar Mită de la el susține că nu a luat. Fostul premier a făcut declarațiile în interviul de aseară pentru Lorena Bogza. Filat a spus că Plahotniuc a obținut cele mai multe beneficii din furtul miliardului și s-a declarat nevinovat în dosarele sale. Furtul miliardului. Ați luat sau nu Mită de la Șor?
Eu mită de la Șor nu am luat. Cadouri de la Șor am primit. Și sigur, este o întrebare, de ce am primit cadouri de la Șor? În schimbul acelea, ce ați făcut pentru acele cadouri? La fel cum primiți dumneavoastră cadouri de ziua de naștere, așa am primit și eu cadouri, inclusiv la ziua de naștere. Cadouri de câte? Stați să vă spun, 7 milioane. Filat spune că tot ce a primit de la Șor sunt niște mașini și că a zburat din contul fostului primar de Orhei. Celelalte acuzații care îi se aduc în autodenunțul lui Ilan Șor, fostul premier nu le recunoaște. Atât. Ați avut de la Ilan Șor. Ce ați făcut în schimb? Era important să fie pe lângă mine sau să poată vorbi, care o dar relație de ce credeți mine. El? Vlad Filat susține că nu are nicio legătură cu furtul miliardului. Principalul beneficiar, evident, că a fost Plahătniuc. Nu a fost altcineva. Financiar a fost Șor. Iar Șor, el și-a acoperit toate găurile financiare care le avea, credite, datorii și așa mai departe. Deci Iralov a fost persoana care a desenat tot acest... S-au scris acest scenariu și a vegheat asupra implementării, deoarece, având și experiență, având și cunoștință în acest domeniu, dacă ne uităm în background-ul lui. Fostul prim-ministru a povestit despre relația sa cu Vlad Plahotniuc. Spune că l-a cunoscut în 1997, iar peste 12 ani, când se negocia formarea unei alianțe, a înțeles că deciziile în PD nu se iau fără aprobarea acestuia. Eu am fost cu Plahotniuc în permanență într-un război. Și dacă eu nu luptam cu el în toată această perioadă de timp, sau în acea perioadă de timp, eu nu ajungeam în pușcărie. Întrebat de ce i-a permis fostului lider al democraților să preia controlul în stat, Filat afirmă că a încercat să îl oprească, dar nu a reușit. De ce nu l-ați oprit pe Plahotniuc? Din simplu motiv că am încercat și nu am reușit. Filat pasează vina tot pe Plahotniuc atunci când vine vorba de dosarul 7 aprilie. Democratul care este plecat din țară nu a comentat acuzațiile. Iar despre Renato Usatăi, fostul liberal-democrat a spus că nu i-a fost prieten, dar că a acceptat anumite favoruri. Cum v-ați dus cu Usatăi la finala Ligii Campionilor la Bayern München? Cu un avion cursă charter plătită de Usatăi cu 60.000 de euro, care a zburat din Chișinău spre Geneva să vă luați fiul și să mergeți după asta în Germania. Am primit această invitație și a fost acceptată. De ce Usatăi ar cheltui cu dumneavoastră acești bani fără ca să obțină ceva în schimb? Întrebați-l pe el. Vlad Filat a refuzat ca interviul cu Lorena Bogza să fie filmat în celula sa, motivând că este singurul spațiu intim pe care îl are, așa că discuția a avut loc într-o încăpere din penitenciar. Fostul premier spune că a purtat același costum pe care îl îmbracă la fiecare ședință de judecată și pantofii din ziua în care a fost reținut. După ce a trecut prin filtrul detectoarelor de metale, echipa de filmare și-a instalat echipamentele într-o cameră pe pereții căreia era agățat drapelul Moldovei și un tablou al domnitorului Ștefan cel Mare. Mai tare a trebuit să facem interviul ăsta acolo unde stați. Nu cred că este cea mai bună idee. Și nici să filmăm unei dați voi. Și nici de filmat, fiindcă probabil este singurul loc intim care mai am eu. Aici ai dreptul meu să ne recunoaște. Lorena Bogza și-a început interviul amintind despre ultimul mesaj pe care l-a primit de la Vlad Filat chiar înainte de reținerea acestuia. V-am invitat la o ediție specială a emisiunii Profunzime seara, iar dumneavoastră mi-a spus următorul lucru. Nu cred că fizic reușesc. Știați atunci că veți fi arestat? Era deja evident. Mesajul a fost trimis de Filat pe 15 octombrie 2015, după declarațiile pe care Filat le-a făcut în plenul Parlamentului. O să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova și poate a venit timpul să sară în aer odată în aer. Ce anume trebuia să ne fi spus ca să sară naibii odată în aer clasa politică? Despre lucrurile care s-au întâmplat grave în societatea noastră și, desigur, că inclusiv greșelile pe care le-am făcut. Cum au fost constituite alianțele pentru integrare europeană? Cum au fost partajate funcțiile? Filat a purtat un costum pe care, spune el, îl îmbracă la ședințele de judecată, iar pantofii bine lustruiți sunt cei pe care îi avea în ziua arestării. Cât am stat în închisoare, nu am făcut cumpărături.
Deci, mai mult ca atât, îi folosesc aceste haine, le folosesc foarte rar atunci când ies în ședințele de judecată. În vara anului 2016, după un proces cu ușile închise, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și corupere pasivă. Acum este pe rol un nou dosar în care acesta este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și riscă încă 10 ani de detenție. Un copil de 11 ani s-ar fi îmbolnăvit de rabie și a ajuns într-un spital din capitală. Starea lui s-a agravat în ultimele zile, spun medicii. În afară de pierderea vocii, băiatul are febră ridicată. Boala ar fi fost contractată după ce copilul a fost atacat în stradă de un câine, susțin specialiștii. Doctorii atenționează că în asemenea cazuri, oamenii trebuie să se adreseze după ajutor medical pentru a evita îmbolnăvirile cu diverse infecții. Deputatul independent Viorel Melnic și-a depus mandatul de parlamentar. Acesta susține că actuala coaliție ar ignora prevederile legale și ar lua decizii pripite, așa că nu-și vede rostul în legislativ. Într-o declarație depusă la Parlament, Viorel Melnic scrie că promovarea cu viteză cosmică a proiectelor de acte normative în Parlament, dar și ignorarea prevederilor procedurale legale în procesul de examinare și aprobare a acestora exprimă un dubiu în calitatea lucrului întregului legislativ. Eu mă rezerv în asumarea răspunderii repercursiunilor ca urmare a aprobării actelor legislative necalitative. Acesta mai spune că în Parlamentul ales prin sistemul electoral mixt, deputatul independent este limitat în posibilități, astfel el nu-și vede rolul în legislativ. Am încercat să vorbim cu Viorel Melnic pentru a ne oferi mai multe detalii, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, a spus că afirmațiile lui Melnic sunt lipsite de probe, iar deciziile luate în legislativ sunt legale. Potrivit serviciului de presă al Comisiei Electorale Centrale, după depunerea mandatului unui deputat ales pe o circumscripție uninominală, legislativul urmează să ia act de această decizie, după care se înregistrează la CEC. După recepționarea înștiințării de la Parlament, Comisia Electorală Centrală stabilește data organizării alegerilor noi. La moment, Comisia Electorală Centrală nu a recepționat nicio înștiințare din partea Parlamentului. Data alegerilor pe circumscripția uninominală trebuie stabilită cu cel târziu 60 de zile înainte de organizarea lor. Viorel Melnic, fost membru al Consiliului de Administrație de la Unibank și un apropiat al lui Ilan Șor, figurează și în raportul Crol. Am lucrat împreună cu Ilan Șor o perioadă, m-a rugat să-mi folosească numele, l-am acceptat, asta e tot. Mi-am asumat ceea ce am făcut, nimic mai mult, dar beneficiarii finali aștept și eu ca toți. Viorel Melnic a ajuns deputat pe una din cele două circumscripții din regiunea transnistreană. La alegerile din februarie, pe rețelele de socializare, au apărut mai multe imagini din care se vede că oamenilor li se spunea să-l voteze pe Melnic în schimbul unei sume de bani. Четвертая позиция, Viorel Melnic, ставим votat и все. Atunci, fostul deputat spunea că nu are nicio legătură cu persoanele care au fost transportate organizat la secțiile de vot. Doi moldoveni și-au pierdut viața într-un grav accident produs aseară în regiunea Odessa. Mașina de model Volkswagen în care se aflau bărbații s-a ciocnit violent cu un vaz. Presa străină scrie că moldoveanul care era la volan ar fi ieșit la depășire fără să se asigure. În urma impactului, cei doi au murit pe loc, iar șoferul vazului a ajuns la spital. Lucrările de reparație, care au început încă toamna trecută, au transformat strada Ion Creangă într-un șantier. Vă mai odihniți un pic? Nu. Ați muncit de dimineață deja? Sau n-aveți... La vale acolo. N-aveți materialele, de ce v-ați oprit de muncă? Nu știu. Dar nici în acest an nu vom vedea toată strada reparată, întrucât bani se ajung doar pentru o porțiune de drum. Vă explicăm totul în câteva minute. Vlad Filat nu-și explică de unde are fiul său Luca atâția bani încât să-și permită să trăiască într-un penthouse cu 1000 de lire pe zi. Fostul prim-ministru spune că nu vorbește cu el, dar afirmă că studiile copiilor săi în Elveția ar fi fost finanțate din afacerile sale de altă dată. Eu cu Luca am avut din momentul arestării, cred că două convorbiri telefonice și o întrevedere, acum 2 ani de zile. Din păcate nu comunicăm. Ce s-a întâmplat la Londra ține de o cauză civilă, și judecata continuă, acești bani la care vă referiți nu au legătură cu mine și nu au nicio legătură cu Republica Moldova. Dar de unde sunt acești bani? Eu sunt încarcerat în penitenciarul numărul 13, Luca este la Londra.
Noi nu comunicăm, eu nu știu, spre exemplu, care sunt activitățile dânsului. Fostul premier a explicat și de unde au fost luați banii pentru studiile costisitoare ale copiilor săi. Luca era la Saint-Tropez cu prietenii și a deschis o sticlă de șampanie de 500 de euro. De unde are un tânăr, atunci era încă mult timp în urmă, acești bani? Nu pot să vă spun, șampania a fost cumpărată de el sau de altcineva. De unde acești bani? Eu în politică nu am venit din politică, eu am venit din business. Copiii au studiat în Elveția, plățile fiind făcute de pe compania Capital Invest Company. În luna februarie a acestui an s-a aflat că fiul lui Vlad Filat a fost lipsit de aproape jumătate de milion de lire sterline de autoritățile britanice. O instanță de la Londra a luat această decizie pentru că Luca Filat nu a putut să demonstreze proveniența banilor, așa că oamenii legii au presupus că aceștia ar putea veni din activitățile ilegale ale tatălui său. Funcția de procuror general obținută de Valeriu Zupcon în 2009 a fost un schimb între PD și AMN. Cei 2 milioane de euro ar fi fost luați de Serafim Urechean de la Vlad Plahotniuc. O spune Vlad Filat, care precizează că nu a intervenit pentru că ar fi primit îndemnuri din exterior să nu o facă. Urechean dezminte informațiile și îl numește pe Filat un escroc, iar purtătorul de cuvânt al democraților nu ne-a răspuns la telefon. S-au luat 2 milioane pentru procurorul general? Acești bani au fost oferiți de către Plahotniuc pentru Urechean. Cum se face că Urechean a fost candidatul PRDM la funcția de primar? Până la urmă, nu Urechean a fost răul cel mai mare. Serafim Urechean neagă acuzațiile și îl numește pe ex-premierul un excroc. Totodată acesta menționează că Filat nu trebuia să voteze pentru candidatura lui Zupco și îl întreabă de ce a tăcut până acum dacă afirmația lui ar fi adevărată. Ați avut șansa istorică de a schimba Moldova și această șansă nu ați valorificat-o. Nu a fost ușor deloc. În 2010, ținem foarte bine minte, probabil, acel șantaj care a fost înaintea Constituirii Alianței, cu acel Narâșkin venit la Chișinău și cu acele discuții interminabile care le-am avut la telefon cu prietenii noștri din afară țării, care mi-au spus într-un glas, dar într-un glas, Vlad, cedează orice, vor procuratură, dă-le procuratură. Cine anume a spus asta? Ca să știm și noi, cui trebuie să prezentăm acum nota de plată pentru nereformarea justiției? Plătesc eu. Și cred că nu este suficient să plătesc doar eu. Nu, plătim noi. Nu, asta este problema. Eu vorbesc în modul cel mai direct. Mai multe aeronave ar fi fost vândute ilegal în ultimii ani de la aeroportul Mărculești, susține fostul director, care a povestit despre ilegalitățile comise acolo. Vladimir Maiduc spune că ar fi sesizat organele de drept, dar fără vreun rezultat. Ministrul apărării de atunci, Eugen Sturza, afirmă că a știut despre anumite nereguli, dar aeroportul nu se mai afla în subordinea sa. În august 2018, dacă ați doriți, eu am spus că să faceți copii, eu am descris în nota informativă toate încălcările care au fost depistate în urma examinării și în urma directoratului meu în funcție. Înseamnă că este 80 de milioane de lei care aeroportul este dator la rezidenți, la rezidenții ăștia care i-am numit eu, care se află pe teritoriul aeroportului, care ei, rezidenții, trebuie să aducă bani aeroportului și statului, însă, prin scheme frauduloase, au făcut așa fel ca aeroportul e datorilor banești. Vladimir Maiduc, care a fost directorul aeroportului Mărculești în 2018, timp de jumătate de an, a spus că de acolo ar fi dispărut mai multe aeronave, iar din cele care au rămas ar fi fost scoase piese importante. Doar una ar costa jumătate de milion de lei, susține Maiduc. Aici două elicoptere au fost în 2016-2015, au fost trimise la Sankt Petersburg la o firmă care repară elicoptere Spark, se numește, și statul a plătit câte 14-13 milioane, 17 milioane de lei pentru reparația elicopterului este. Elicopterele au fost reparate și transmise înapoi aeroportul Mărculești. Ca după asta, afaceriștii ăștia să scoate piesele de rezervă și să le vândă. Să le vândă o parte din piesă, să ducă în Afganistan,
O parte s-a dus în Bulgaria. Ilegalitățile de la aeroport s-ar fi ținut lanț încă din 2015, când o companie aeronautică ar fi fost comasată cu aeroportul, care nu ar fi adus niciun profit. Totodată, pe teritoriul aeroportului s-ar afla o bază militară, a declarat Maiduc, unde s-ar găsi armament. Reprezentanții Ministerului Apărării nu ne-au răspuns pentru a confirma informațiile. La data de 16 mai am depistat într-un hangar alt armament, mitraliere, iată, aici este un fel de explozibil pentru avioane, când de sus explodează și așa. Aici e tot așa, mitraliere, automate, și așa mai departe. Am chemat procurorii, am chemat poliția, au examinat, au ridicat. Au trecut 2 săptămâni, au trecut o lună, s-a făcut o expertiză, s-a falsificat expertiza. Și armamentul acela deja parcă nu era activ. Vladimir Maiduc spune că l-ar fi sesizat pe ministrul de atunci al apărării, Eugen Sturza, pe fostul procuror general Eduard Harunjen, dar și pe președintele Igor Dodon, dar nimeni dintre ei nu ar fi reacționat. După un raport NATO, tot armamentul a fost vândut la o firmă ucraineană, o firmă ucraineană cu sediu offshore în Londra, cu combinații, tot combinații. Cum se numește? Elizarna se numește. Și din informația care am, au fost vândute statului islamic. Toate demersurile de la aeroport nu mai puteau fi adresate Ministerului Apărării. Sigur că noi cunoșteam despre multe ilegalități care s-au produs acolo, dar organele competente au fost anunțate de către Ministerul Economiei, dacă eu mi-aduc aminte bine. În subordine cu era la prima etapă acest aeroport și de către Agenția Proprietăți Publice. Nu am reușit să vorbim cu Igor Dodon și Eduard Harunjen pentru a le afla poziția. Din anul 2018, aeroportul Mărculești se află în subordinea Agenției Proprietății Publice. Directorul adjunct al instituției, Vladislav Chetrar, ne-a spus că mâine va reveni cu detalii. Autospecialele Toma, oferite în dar toamna trecută de președintele turc Recep Erdogan, au fost astăzi transmise Inspectoratului General pentru Situații Excepționale. Îmi doresc ca și aici, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, să nu fie nevoie de prea multe intervenții cu aceste autospeciale. Responsabilii spun că vehiculele vor fi folosite în cazuri de urgență, la deblocarea traseelor în caz de intemperii, dar și la incendii. Asta în timp ce autospecialele Toma au fost donate inițial pentru dispersarea oamenilor în timpul protestelor. Vehiculele blindate sunt dotate cu 2 tunuri, un rezervor de apă de 10.000 de litri și altul de gaze lacrimogene de 60.000 de litri. Despre situația politică de la Chișinău s-a vorbit în plenul Parlamentului European. Traian Băsescu a spus că UE ar trebui să-i ofere cât mai curând Republicii Moldova șansa de integrare, iar Sigvrid Mureșan a declarat că primul pas ar fi deblocarea asistenței macrofinanciare. Uniunea Europeană refuză să-i dea perspectiva intrării în Uniunea Europeană mai devreme sau mai târziu. Dați perspectivă europeană Republicii Moldova. Altfel va rămâne așa cum este o lungă perioadă de timp. Vă mulțumesc! Actualul guvern al Republicii Moldova dorește apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, dorește restabilirea încrederii în instituțiile statului, inclusiv în justiție. Dorește justiție, dorește dreptate, dorește stat de drept, combaterea fraudei și investigarea fraudei de 1 miliard de euro din sistemul bancar, dorește mass media independentă și puternică. Europarlamentarul a spus că acum 3 săptămâni s-a aflat într-o vizită în Moldova, unde s-a întâlnit cu premierul Maia Sandu și alți politicieni. Mureșan susține că a plecat de aici optimist și convins că țara noastră își dorește o apropiere de Uniunea Europeană. Cum putem ajuta acest guvern? În primul rând, deblocând cât de curând asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro. Acum câteva zile, comisarul european pentru politica de vecinătate, Johannes Hahn, a declarat la întâlnirea cu ministrul moldovean de externe la Bruxelles că prima tranșă de 14 milioane de euro din suportul bugetar oferit de europeni va ajunge în curând la Chișinău. Asistența macrofinanciară a fost suspendată în vara anului trecut, după ce alegerile locale de la Chișinău au fost declarate nule. În timp ce capitala nu are primar, lucrările pe șantierele din oraș se desfășoară a nevoie. Strada Ion Creangă este în reparație încă din toamna trecută și ar putea fi gata abia toamna aceasta, dar numai pe jumătate. Pentru mai mult nu se ajung bani, explică autoritățile. Vă mai odihniți un pic? Nu. Ați muncit de dimineață deja? Sau n-aveți... La vale acolo. N-aveți materialele, de ce v-ați oprit de muncă? Nu.
strada Ion Creangă a fost transformată într-un șantier încă toamna trecută. Acum peisajul este același. Eu m-am săturat un timp, el s-ar mai face și noaptea lucrurile, să nu ziua, seara când vine lumea de la lucru, între ei și strașnic ce se face. Se întârzie pentru că inițial primăria a decis că se va turna un stradă asfalt de doar 3 cm, după care s-a răzgândit și a anunțat că e nevoie de mai mult, explică directorul firmei care se ocupă de lucrări. Asta înseamnă că totul trebuie recalculat. Parcă încet se mișcă lucru. Nu, asta dumneavoastră așa să puteți. Din cauza copacilor este șpensul, modificat proiectul până aici și este atât. Aici, pe strada Ion Creangă, vom avea trotuare noi nouțe în vreo 2 zile. Cel puțin asta promite directorul companiei care se ocupă de lucrări. Asfaltarea începe de pe 22 iulie, atunci când vor fi închise anumite porțiuni de drum. Ba mai mult, astăzi ne s-a spus că nu toată strada Ion Creangă va fi asfaltată, ci doar până la intersecție cu Eugen Coca. Cât o să doreți? 4 săptămâni. Primarul interimar Adrian Talmaș susține că pentru a repara toată strada nu sunt bani, lucru despre care responsabilii nu au vorbit până acum. Lucrările întârzie și în parcul Valea Morilor, la treptele din granit. Nu se reușește. Dar de ce cam așa s-au întins lucrările? Da, să întrebat șefii, ei răspund chestiile. Păi sunt căldurile, când e cald tare, nu se poate de lucrat. Chiar dacă pe panoul informativ avem indicată data finalizării lucrărilor, iulie 2019, totuși asta nu se va întâmpla. Muncitorii spun că mai au de lucru cel puțin o lună, așa că vizitatorii parcului sunt nevoiți să ocolească zona, așa cum o fac mai bine de un an deja. În timp ce muncitorii spun că nu reușesc, primarul interimar afirmă că scara va fi dată în exploatare fără mari întârzieri. Lucrările la Valea Morilor au început încă primăvara anului trecut, iar o mare parte din bani pentru reparații au fost oferiți de autoritățile de la București. Și strada 31 august a început să fie reparată încă vara trecută. Mă grob și nu-mi place. E pe ce mi drum, pe ce măr, cum putem așa merge. E complicat, e cam rău, da. Autoritățile însă spun că termenul de dare în exploatare a străzii este toamna anului 2020, așa că lucrările se desfășoară conform planului. FCSB București a ajuns astăzi la Chișinău. Steliștii spun că sunt gata de marea bătălie cu Mil Sami Orhei. Retur de calificare e foarte important în toate punctele de vedere pentru noi ca și echipă, ca și club. Sper că mâine la ora jocului să fim capacitați fizic și mental să facem un meci bun și un rezultat care să ne bucure. Returul primului tur din preliminariile Ligii Europei dintre FCSB București și Mil Sami Orhei se va disputa mâine pe stadionul Complexului Sportiv din Orhei. Meciul va fi transmis live pe ProTV Chișinău, începând cu ora 20, iar știrile le urmăriți la 19:30. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită. We'll be right back.